Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre niște parfumuri care se află în această cutiuță. O cutiuță pe care am primit-o, bună Adriana, mulțumesc pentru parfumuri. Adriana a vrut să testez niște parfumuri și am zis că o să fac și un video, să împărtășesc și cu voi. Și o să vedem împreună ce e aici. Avem așa, niște parfumuri de pe Parfumas, Dubai Collection, avem al Rehab. Și am descoperit un parfum de la Ahmed al Maghribi, care îmi place tare mult și o să vorbim despre el. Sunt parfumuri inspirate, parfumuri arabești și o să încep cu două. Două parfumuri, avem așa de la Tom Ford, inspirații, Soleil Blanc și Neroli Portofino. Din păcate, noi nu putem să cumpărăm parfumurile astea, nu sunt foarte bine făcute pentru că ea mi-a mai trimis mie și altă dată și uite, chiar am aici lângă mine sticluța asta consumată de un parfum inspirat din Fame, care este foarte bine făcut și am putut să-mi dau seama de asta pentru că eu am testat Fame, pe cele două nu le-am testat originalele. Dar am mai testat, de exemplu, după Soleil Blanc, un parfum inspirat și îmi place mult cum miroase Soleil Blanc. Îmi place și Neroli Portofino, dar Soleil Blanc este mai mult în zona mea și, da, este un parfum proaspăt de vară, un parfum cu flori albe și cocos, un parfum floral cremos care miroase super bine, foarte potrivit pentru vară. Și foarte bine făcut, ce să zic, asta îmi place. Și îmi place și faptul că sunt micuțe, așa, cred că au 15 ml. Pot să mă bucur de el și să-l și consum, să nu rămână pe aici, așa cum a fost și Fei. Îmi plac mai mult sticluțele astea micuțe, pentru că poți să testezi mai multe parfumuri fără să iei cantitate mare. Așa, Neroli Portofino este și el un parfum floral de vară. Avem aici citrice și neroli. Neroli iese foarte bine în evidență și miroase tare bine, este proaspăt. Îmi place că nu este o notă grea, pentru că am găsit-o în alte parfumuri grea și nu aș fi purtat-o neapărat, nu aș fi purtat parfumul, dar aici e ok. E ok, este proaspăt parfumul, mă duce cumva cu gândul la Azur, la Estée Lauder Azur, doar că acolo avem și ceva dulce, o smochină dulce și coaptă, aici simt mai mult neroli, dar miroase bine. Și acesta, mai departe, avem un parfum de la Al Rehab care se numește Nebras. Eram super curioasă să testez parfumul acesta, la fel cum a fost și Adriana curioasă, pentru că sunt multe fete care îl au și care îl iubesc și l-am văzut la multe fete pe YouTube. Nebras este un parfum cu trandafiri. Eu mă așteptam să fie mai mult o dulceață de trandafiri, nu că m-aș fi bucurat, mă bucur cum miroase el, nu mi-ar fi plăcut chiar o dulceață de trandafiri. Este un parfum frumos, miroase bine, este un parfum proaspăt, te duce cu gândul la grădina botanică din Balcic, la acolo mă duce cu gândul, are ceva vintage, este proaspăt. Nu este trandafirul acela bulgăresc, este un trandafir plăcut și proaspăt, cu siguranță mai are și alte note, nu miroase doar a trandafir. Nu mă dă pe spate, dar nici nu-mi displace. Pentru prețul pe care îl are, vreau să zic că nu miroase a parfum ieftin, sticluța arată super, super bine. Tot așa mă duce cu gândul la ceva vintage, arată foarte bine. Și da, miroase bine, dar nu mă nebunește, cum s-ar zice. Dar miroase mai bine decât mă așteptam, cu siguranță miroase mai bine decât mă așteptam, pentru că am vrut să-l cumpăr la un moment dat și nu l-am luat, pentru că mă gândeam că miroase a trandafir pe care chiar îi găsești
sau produse pe care le găsești la Balcic, produse cu trandafir, trandafirul acela bulgăresc care nu-mi place deloc, dar nu miroase așa, miroase mai bine, mai bine, și îmi place foarte mult sticluța asta, foarte mult, chiar este o sticluță pe care o să o păstrez în colecție. Trecem mai departe. Uite, acesta este parfumul de la Ahmed Almaghribi, pe care l-am văzut de atâtea ori la Ana Rojin, pe care o salut. M-a nebunit cu sticluța aia și cu parfumurile de la Ahmed Almaghribi. Din păcate n-am avut ocazia să testez și altele de la casa asta, însă avem aici Rose Noir. Rose Noir m-a nebunit cu sticluța lui, deci are o sticluță absolut superbă, îmi place mult culoarea și parfumul este la fel. O superbitate de parfum. Zicea Ana că se duce în zona lui sau că miroase ca și Olimpea. Miroase bine, doar că eu nu aș înlocui Olimpea cu el pentru că mi se par și diferite în același timp. Da, văd asemănări între ele, dar totodată le văd diferite. De exemplu, în deschidere, Rose Noir are și un trandafir proaspăt și plăcut. Din nou, un trandafir foarte frumos. Este un parfum cremos. Mi se pare mai floral decât Olimpea, dar are și ceva din Olimpea. Și totodată e diferit. Da. Așa mi se pare mie, miroase foarte bine, da, l-aș cumpăra pentru că are un preț ok, și să zic, da, e ok prețul, miroase bine, v-am zis, este cumva mai feminin, mai sexy un pic decât Olimpea, are trandafirul acesta care îl face ceva mai romantic, cumva Olimpea se duce în zona de gurmand. Are și ăsta o parte gurmandă, dar are și o parte așa mai romantică, mai florală. Miroase super bine, super bine, super bine, testați-l, este minunat. Și poate chiar o să mi-l cumpăr la un moment dat, pentru că l-aș fi cumpărat și pentru sticlă, dar nu știam cum miroase și acum că l-am și testat, mi se pare super, super ok. Îmi place mult Rose Noir și chiar vreau să mai testez și alte parfumuri de la Ahmed. Intensitate, persistență, totul este în regulă. Îmi place foarte mult acesta. Mai departe avem aici un Raffia Gold, o apă de parfum de pe parfumas.ro. Ia să vedem noi, că eu le-am mai mirosit, dar nu mai știu exact care cum erau. Hai, dă-i focus, măcar să avem aici focus pe ceva. Nu prea îmi place deschiderea la Raffia Gold, dar știu că se dezvoltă într-un floral ceva mai vintage, ceva mai clasic, elegant. Dacă vă plac parfumurile și cald, cumva îmbrat, dacă nu mă așel. Deschiderea nu-mi place, dar știu că se transformă în ceva frumos, în ceva mai vechi, un floral, un buchet de flori, cum găseam prin parfumurile mai vintage, nu știu dacă este inspirată un alt parfum, dar dacă vă plac parfumurile vintage, testați-l pe acesta, mie una nu-mi place neapărat, nu este un parfum pe care l-aș cumpăra. Așa, mai avem aici Wadi Al-Dahab. Hai că am zis bine. Wadi Al-Dahab, ia să vedem. Știu că este unul ciocolatos. Ăsta e, da, ăsta e. Wadi Al-Dahab miroase cumva ciocolatos. Dar nu este chiar o ciocolată gurmandă, un fel de cacao, miroase un pic și a pastile din acelea maro de gât, dar se dezvoltă frumos.
Nu știu exact ce note are, dar are un iz ciocolatos, un patchouli ciocolatos, ceva de genul. Nu știu dacă este inspirat de ceva, pentru că nu am mirosit ceva care să fie așa. Nu m-am uitat nici la note, nu m-am uitat pe net. Miroase bine, dar eu nu mi l-aș cumpăra full size. Așa arată sticla, uitați că este pe mostră. Da, nu mă dă pe spate Wadi. Așa, și mai avem aici, două parfumele. Ia să vedem, asta e tot, da? Le Pact. Avem Le Pact de pe Dubai Collection. Este ceva nou de la Twins și să știți că m-a cucerit Le Pact, pentru că, o să vă zic imediat de ce. Pentru că este dulce, are ceva din Mojo, doar că parcă este îmbrăcat Mojo, îmbrăcat în ceva cald, lemnos. Nu este atât de vesel ca și Mojo, mi se pare un Mojo mai de vreme, mai de toamnă. Deși pe Mojo îl văd purtat oricând, e bun și iarna pentru că e dulce. Doar că aici avem și ceva mai cald, este îmbrăcat Mojo, îmbrăcat în ceva. În Mojo cu o haină de iarnă pe el, cum ar veni, cu ceva lemnos, dar îmi place mult. Îmi place foarte, foarte mult Le Pact. Nu știu exact ce note are, o să vi le pun pe ecran, dar v-am zis, este un Mojo cu haină de iarnă. Îmi place foarte tare. Și mai avem aici Red Velvet, acesta este de la ce este? Stați așa. Maison Asrar Red Velvet și este inspirat de Barbary Her. Am înțeles că are ceva mai multe fructe decât Barbary Her și că este, nu știu, zicea Mihaela, ea știu că are parfumul, seamănă cu Barbary Her, seamănă foarte bine. Mi se pare că da, este mai puțin lemnos, dar tot are izul ăla de Baccarat Rouge. Mi se pare o clonă Burberry Her, care seamănă foarte bine, dar nu este 100% copie, cum ar veni, este vreo 90% copie. Și dacă vă place Burberry Her și vreți o variantă la un preț mai mic, da, e ok, seamănă destul de bine. Acestea au fost parfumurile din cutiuță și chiar vă rog să-mi recomandați parfumuri de la Ahmed Al Maghribi, pentru că sunt curioasă, acum știți ce îmi place și puteți să-mi recomandați și voi, să-mi spuneți dacă ați testat parfumuri dintre cele pe care le-am testat eu astăzi și cum vi se par. Aștept cu mare drag comentariile voastre, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, lăsați-mi și un like, nu uitați, și apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când pun ceva nou aici pe YouTube. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Vă doresc o zi minunată ca voi. Pa, pa!